Nu avem nicio propunere pentru funcția de premier, dar dacă va fi desemnată persoana propusă de coaliția PSD-ALDE, conform înțelegerii noastre, vom vota. Așa cum o cunoaștem, este o persoană onestă, corectă, cunoaște foarte bine administrația și am lucrat cu ea când era secretar de stat la Ministerul Dezvoltării și eram în guvernul Ponta și nu avem nimic de reproșat. Vom vedea. Eu cred că e un om capabil, va putea conduce un guvern în perioada următoare. Încercăm să susținem acele proiecte despre care credem că sunt în folosul oamenilor și vom propune și noi proiecte prin care noi considerăm că vom aduce un plus valoare în ceea ce privește societatea românească, inclusiv punerea în aplicare a drepturilor minorităților etnice, minorităților naționale.